Vreau să rectific, hai să-L ascultăm pe Domnul Iisus. Că de mine scăpați, în câteva minute zbor avionul și am plecat, dar cu Iisus veți rămâne. Și noi din Viena și voi din Londra, acolo pe noi ne întâlnim. Are cineva un pic așa imagine cum va fi? Cum va fi? Și vom lăsa totul și vom fi o veșnicie cu Iisus. Și vom cânta cântarea, știți care? Care îngerii noștri. Vom cânta cântarea, care îngerii noștri. Haideți să începem de aici repetiția. Scumpilor, eu am o cântare, nu-i cânt dintre cele că e preferată, că trebuie să fie toate la fel, că-s pentru Iisus, dar care am văzut aici câțiva copii. Urmează să cântăm cu cei care au instrumente. Tare greu mi-a fost să renunț la ideea să scot copiii în față la cântare, tare greu. Dar măcar aia cu instrumente tot îi scot, mă. Știi, măcar pe ăștia nu-s mulți. Am zis la câțiva copii azi dimineață, măi, care aveți instrumente, aduceți-le cu voi, măi, că facem surpriză. Am nu știu dacă le-au adus. Am zis, dacă nu le-au adus, s-au și păscat, mă. Am fost într-o biserică și în Oradea, lângă Oradea, și am zis, faceți tot posibilul. Vindeți-vă plasma, vindeți-vă antena parabolică, vindeți ce vreți, dar cumpărați instrumente la copii și învățați-i să cânte. Ocupați-vă de asta. La 3 ani jumătate a rămas orfanie. Tată, un frate, 2 ani, un an, de ziua lui post-mormântare, după mormântare s-a născut al 4-lea băiat și mă, maică mea a avut 28 de ani, nu s-a mai căsătorit. Cine te mai cu 4 copii mici să aibă grijă? Cine își pune mintea, nu? Nu-și pune nimeni și o rămas așa și acum 30 și ceva de ani s-ar fi dus la biserică, s-ar fi dus la rugăciune, nu se făcea ilegal rugăciunile, nu puteai să mergi ca acum. Era numai o dată pe săptămână și împuternicitul îi spunea, împuternicitul ăsta era securistul care supraveghea cultele. Numai vedeai că e pe stradă, că se vadă la cât se încheie, să-l cheme la interviu pe unchiul, că unchiul meu era conducătorul de adunare. Și se strângeau la casă, se rugau, se rugau. Și acum eu, cum aveam 8 ani, zice, Cornel, n-aveam cu cine să meargă. Zice, vii cu mine. Trebuia să meargă și era și întuneric și era și un pic departe. Și zice, vii cu mine, mergem la rugăciune. No. Eu mergeam deja de la 10 ani, împărțea pensia cu mine și zicea, mă, uite, atâta ne trebuie pentru Dănuț, pentru Simi, ăsta n-are papuci, ăla n-are șireturi, ăla n-are, nu, fiecare ce avea nevoie acolo, cu cine să se consulte? Și m-am dus la rugăciune, dar acolo la rugăciune se rugau, mă, câte o oră, mă, atâta plângeam, mă, și nu, eu eram și eu între ei acolo, eu mers cu mica, nu, trebuia să fiu, eu eram bărbatul casei și sub masă, acolo, la fratele Vasile, era un acordeon, două clape lipsă, mic, așa, mic, și potrivit pentru mie, mă gândeam eu. Și eu, nici pe maică-mă, ăștia nu mai termină rugăciunea. Mică, spune să-mi dea mie acordeonul ăla. Taci, mă, și te rog, că n-avem bani. No, dar era dură cu noi, dar ce, ții tu patru băieți în 4 ani, în frâu, până la 20 de ani ce i-am măsurat, așa ne-o ținut ca un capitan. Taci, te rog, că n-avem bani. M-a rugat, ce să mă rog, m-a rugat un pic, m-am terminat de rugat, 8 ani. Că zis să-mi dea mie, mă, taci mă că n-avem mai, tu n-auzi, rogă-te că n-avem mai. Dar eu de înțelegeam atunci, să mă rog, Doamne, n-avem bani, dă-ne bani să luăm acordeonul. Dar n-am știut, vezi, că dacă nu știi, ia trebuie să te învețe cineva, de mie, mă, rogă-te de mie. Și când s-o termina rugăciunea, frate Vasile, eu nu mai scap de copilul ăsta. Păi trebuie neapărat în copilul. Sorule, un tine scump, 400 de lei. Cât? Păi mă, nu ne ajungea pensia de la o lună la alta, după taină, că o lucra numai 4 ani la CFR-ul, l-o prins trenul între tampoane și o murit la 21 de ani și... De unde e bani? Că nu ne ajungea pensia. Frate Vasile, au găsit soluția. O văduvă. O văduvă găsit soluția. Mă voi duce la vară, la lucru, la Agosta, că era acolo grădinile statului care se lucrau oamenii cu ziua. Și am să-l plătesc în rate. Dă-mi acordionul. Și am mers de casă cu acordionul. Tu ce trebuie să vin să cumperi la copilul tău? Un instrument. Am încheiat paranteza jenantă. Și am stat acasă și o să dau acum cântă.
Păi mă, la unul cu bani găsești greu să-l înveți pe copilul tău, dar pe gratis. Păi cine găsești? Și la un orfan. Nu te dea la postre, ce-ți mai acolo mai spate? Asta-i pâinea orfanului, amară rău! Amară rău, amară post. Dar a venit o zi și am probat cu un deget. Și tot probând, știți ce a ieșit? Cântarea Tatăl nostru. N-am știut atunci, dar acum știu. Tot ce încep cu Tatăl nostru, iese bine. Merge bine, începe cu Tatăl nostru. Mâine dimineață. Grăbește-te, dar oprește-te. Și zi-o în Tatăl nostru. Și a să meargă mai bine ziua mâine. Hai să vezi. Și o să faci asta în fiecare zi. O să zice un Tatăl nostru, că merge bine. Și am văzut Tatăl. Oh, când am știut să cânt jumătate, Tatăl nostru, am ieșit în stradă și am zis la toată strada. Știu să cânt acordeon, gata, acordeonistul e pe stradă, erau 100 copii la noi pe stradă acolo în Cluj, erau mulți, de seama noastră, gata, erau acordeonist. Dar zicea, mai ai grijă să nu strângi, că-i bai, nici n-avea două clape, erau numai lemni, dar să nu mai strângi, să-i bai de tine, acum zoar, grijeam, dacă se strică noaptea. Și l-am pus noaptea pe perină și o lună de zile am dormit cu capul lângă acordeon și noaptea îl mai grijeam, oare nu mi s-o strica la 8 ani. Atât am priceput, atât am știut. Să-l grijesc și noaptea, auzi, să nu mi se strice. Și m-am la orchestră. Ha, și acum la orchestră, copii. M-a zis, maică mea, du-te la orchestră, să faci orchestră. Eu, acordeonul în spate, printre porumb și taie-o pe scurtătură, am ajuns la biserică. Și mă duc direct la dirijor, zic, am venit la orchestră. Ce stai acolo? Erau mulți, mai mici, mai mari, dar cei mai mulți erau mai mari. Și mai erau vreo doi cu acordeon, m-au pus între ei. Eu când mi-au dat drumul, pe eu am tras de acordeon, eu eram mai fericit ca mine în opozime. I-am luat oprită de orchestră. Ce, tu ce cânti? Când au zis, tu ce cânti? Am zis, gata, mă da afară. Mă da afară, gata. Am înghețat. Știți care o secret? Nu m-a dat afară. Dumnezeu, scos la el afară pe cineva, nici că nu, nici că nu. Nu-i prieten lui Iisus asemenea, nimeni. Vreau și surori, au zis numai, cântă mai încet. Cântă, dar cântă, dar eu nu cântam mai iurea, nu cântam nimic, eu, dar cântam mai încet. Doamna scuze, știți că cu mine au rămas în orchestră. S-au însurat, s-au măritat, eu care am fost cel mai minte, dar crescut acolo în orchestră și a rămas noi doi. El la orgă și la acordeon. Vreau și surori, nu există. Nu există copil fără chemare. Nu există. Dacă nu știe cânta, dă o poezie. Dacă nu, dă un creion să deseneze. Ceva tot are. Și asta e cântarea care m-a regăsit aici. Eu și poate mulți din adunare. Și cântând cântarea asta în Viena, vine un bilet. După două săptămâni. Fraților, am venit bolnavă la adunare și în timpul acestei cântări am simțit o cercetare deosebită, Domnul m-a vindecat, m-am dus la spital și nu mi-a mai găsit nimic. La o simplă cântare, Domnul te vindecă în adunare. Și n-ai venit de așa. Fa minor. Inima din pieptul meu bate pentru Dumnezeu, pentru El cântarea mea necetat. Din pucine la ales, să sărbesc prin al meu vers, mi-a dat harul său bogat și m-a să-ți pe Dumnezeu, chiar de te prin încercări.
se va cânta. Original românesc de lângă satul mare, cu sumanul lui, cu cușmar lui, l-au văzut frații, frate, vorbești din cuvânt. Frate, dacă Domnul are ceva, spun și el. Și a venit la ambon și a zis, în public, plin acolo tot, cui vânt cât îi fi de cântăreț, lasă loc și la cuvânt. Băi, nu m-am uitat, n-am uitat, sunt ani de atunci. N-am uitat, vă duc peste două, frate, dă-i, băi, dă-mă, cântăm, și cântăm din Biblia. Ați văzut că tot timpul am deschis Biblia, că de acolo e cântarea și minunat. Dar am vrea să ne vorbească Duhul Sfânt în seara asta. Ce cui bun? Cântarea e bună, dar cuvântul mântuie. Și acum am vrea să lăsăm loc și la cuvânt. Domnul să ne vorbească. Dar ultima cântare totdeauna e cea mai grea. Și înainte de ultima cântare, trebuie motivație. Auziți, deschideți Bibliile la 931, Matei, capitolul 8, 931. Auziți motivații de cântare și de rugăciune, dacă nu, dacă se deschide, de ce nu? Predică Domnul Iisus 3 capitole. Predică Matei 5. Știți cu ce începe, nu? Cu fericirile. Predică Matei 6. Matei 7.
Uitați-vă acolo, la mine totul e cu roșu, totul e numai cuvântul lui Iisus. Tot pe baza pocăinței, o pune pe muntele fericirii acolo. Mulțimea îl asculta, predică Evanghelia. Și când o termina de predicat, vine un lepros. Deci eu n-am avut voie să mă duc la adunare, nu mă vinde și pe mine. Te vinde pe Iisus. Iisus pe toți îi vindecă, știți? Toți. Odată s-au făcut că nu vindecă. Au zis, ce treabă avem noi? Da, Doamne, e adevărat. Nu-mi dai o felie întreagă, dar dă-l părâmituri. Și-o zis, pe mea, mare este credința, nici în Israel n-am găsit așa o credință. Du-te acasă, că fica ta s-o tămăduit, că avea un drac. Nu vine la adunare. Trebuia bopseale, trebuia mini, trebuia de multe, multe trebuie. Știa mama sa de ce suferă, că e acasă. Du-te acasă, că fetița ta e liberată, cu părâmituri. Doamne, nu merităm o felie întreagă, dar dă-i părâmituri în seara asta. Dă-i măcar părâmituri. Și cu părâmiturile alea vom trăi, vom trăi până vine Iisus. Și să vindecă. Și trece Iisus mai departe și vine un sutaș. El coboară, am fost în Israel, pe muntele fericirii, și nu departe Capernaumul, poți să mergi și pe jos, până acolo, cu autocarul, ne-a dus peste tot în vie, și la Capernaum, când se intre, vine un sutaș. Și ce-o zis? Păi voi romanii care ne subjugați pe noi și vii la mine să te ajut. Ce să te ajut? Iisus pe toți i-a ajutat. Ai văzut că nu după merite merge. Nu merge, merge după credință. Vă spun că nici în Israel nu a găsit așa o credință. Îi spune și la sutaș. Și merge mai departe și acum ajungem la noi. Acum ajungem la noi. Și auziți? Ce frumos! Versetul 14. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru, că a fost vremea să și mănânce, mă, că vor la adunare, o predica mult, o mai vindeca pe drum ceva și a zis, acum mai vreme să stă la masă. Și ce se întâmplă acolo? Se întâmplă în biserica din Londra în seara asta. În casa lui Petru și-a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. A fost la adunare. De ce nu a fost la adunare? Păi, cum să meargă? Era în pat, cu friguri. Era gheață pe mine. Păi normal că îmi spui de la bun lucruri care nu convin. Nu o să fii încălzit ca un soare. Te faci gheață. Și o să zic, bă, pe aici la biserica asta, unde mergi? La Londra, unde la Londra? Că-s multe, e-s după plac. După cum îți place, așa te poți duce. Păi mă duc la Betleem și m-a încurcat unul, zice, la care că-s două, da? N-am știut. Mă duc la Nistor. Pa, acolo, acolo taie. Acolo taie adânc. Acolo, acolo te duci. Acolo îmi place. Știți de ce îmi place? Cuvântul Domnului o sabie cu două tăișuri, cum te ferește, tot te taie. Dar știi ce e cuvântul Domnului? E și balsam vindecător. După ce o scos puroiul și tot rău, pune balsam și apoi se vede ce bine dor la noapte. Amin? Ce bine dor la noapte după ce te-o tăie acolo și o scos tot rău. Era prinsă de friguri. Sigur că stai la cină ca bradul în picioare. Dar tu râca și gheața o ai? Știi ce îmi place mie? Și așa procedez de zeci de ani când urmă misiune. Oriunde mă duc, am un singur lucru de discutat cu brațe și cu surorile și cu frătășile pe lângă biserică. Despre minunile lui Dumnezeu. Și am fost cu Dănuț până acolo la ocean și am dat vorbit minunile lui Dumnezeu. Și am ajuns în biserică și zic, eu nu știu unde mă duci. Zice, nici nu trebuie să știi. Știe Domnul. Eu nici nu știu cum procedez. Lăsăm pe Domnul la lucru liber. Vin la Cornel, stăm la masă, vorbim minunile Domnului, experiențele cu Domnul. Eu, bă, dar în seara asta cum am? Cum dă Domnul? Să nu știi nimic. Știi ce bine că nu știi nimic? Că poți spune ce e scris. Dacă spune unul diavol, zice, la cutare i-a spus, vezi? Asta la cutare i s-a potrivit. Asta îi se potrivește la toți. Auzi? S-a atins de mâna ei și-au lăsat-o frigurile. Apoi s-a sculat și a început să pună masa. Că era soacra lui Petru și avea copii, Petru și era fată sa acolo, să zbătea cu musafir, cu toți. Și auzi, știi ce-a făcut? Domnul Iisus s-a atins de mâna ei. A dat pacea Domnului cu ea.
Când a dat Domnul Iisus pacea Domnului cu soacra lui Petru, toate pigurile și toată gheața au dispărut și s-au încălzit temea și au venit repede și au pus pireul și au pus scriptura și au pus mâncarea pe masă ca o bună să fie. Frați și surori, vorbește cuiva Domnul în seara asta? Este cineva care nu poate da mâna unul cu altul și te pui a cincea bancă și a cincelea rând să nu nimerești unde nu trebuie? Uite că au venit seara în Păcăriști. De ce? Am cântat, eroi slavi vin acum acasă și tu trebuie să fii în numărul lor. Neapărat! Când sună trebuie, tu trebuie să fii acolo. Frați și surori, nu se poate. La noi în Viena a fost seara în Păcări. Și ne-am dus printre rânduri. Și am căutat prin curte să ne pupăm că vine Iisus. Frați și surori, Duhul Sfânt să facă trezirea asta. Iar da, stăm aici, ne place, am venit din timp, cu două ceas înainte, am prins loc. Ce folos? Dacă tu te uiți pe celălalt rând și n-ai vrea să te întâlnești la ușă cu el, ce folos? A fost o seară de har, a fost o zi de bucurie. Ce folos? Ce folos? Și ce folos e? Ne împăcăm unii cu alții. Dăm mâna unii cu alții, dispare gheața, dispare pretențiile, ne iubim unii pe alții, și lucră Duhul Sfânt. Și ce lucră Duhul Sfânt? Ci că nu putea să facă nimic, că era înghețată de priguri. Când s-a atins Iisus, i-a dispărut priguri și a început să slujească. Și vii la cor, și vii la fanfară, și vii din timp, nu întârzi, și îți dai tot interesul, și să vezi cum o să cânte duminică corul. Și zice că acum am făcut un cor din toată biserica asta. Astăzi toată biserica a fost cor. Să vezi cum o să cânte corul, știi de ce? Pentru că nu se poate să ai ceva pe dirijor, să ai ceva pe păstor, pe comitet, să ai ceva pe cineva și să poți cânta eroi slabi, vin acum acasă. Nu se poate. Nu se poate. Am fost într-o biserică cu un frate scump din Oradea, un proroc, a venit lângă Viena și atât a zis. În plină biserică, bărbatule, soția care e lângă tine, e copilul lui Dumnezeu, da sau nu? S-a uitat la surorul și a zis, soțul care e lângă tine, e omul lui Dumnezeu, da sau nu? Copii! Părinții voștri care vă cumpără tot, sunt oamenii lui Dumnezeu, da sau nu? Și prima dată a venit o fetiță de vreo 10 ani, unul de vreo 12 ani și după el a ieșit biserica pe acolo, fără chemare, fără nimic. Și la ora 11 seara, nu se mai putea termina rugăciunea și împăcare între frați. Păi, nu se poate. Se poate. Ești copilul lui Dumnezeu. Ești omul lui Dumnezeu. Dai mâna cu toți. Eu n-am niciun dușman la Viena. Scuma, aveți 1200. Eu n-am. Că nu mă iubesc toți, știu sigur. Că nu le place la toți. Îți convins. Dar eu, oricum care, Domnul să te binecuvânteze și din toată inima noastră. Și acum urmează să cântăm ultima cântare. Cea mai grea e ultima. Care sunt frații care trebuie să conducă cântările în comun astăzi să vină aici lângă mine? Să dea mâna cu mine, că nu au condus. Să vină aici, să începem noi. Cine sunt frații de la cântările în comun la care le-am luat locul, să vină lângă mine? Instrumentiștii care au acordeoane, chitări, microfoane, ce aveți, chitări, ce aveți aici, să vină aici lângă mine, dar acum. Că nu-i timp, că trebuie urmează predica și iar să rugeaște seara asta. Ca așa zi viață. Hai, 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 prințule, hai cu acordeonul aici. Mai este vreunul cu acordeon, cu chitară, cu saxofon, cu trompetă? Ce? Hai, hai. Hai că trebuie să mă ajutați, că voi abar n-aveți nici ce vă chem. Mi bemol. Eu cânt și la cor cu mine, dar voi tot tu-i cu după mine, atenție, că sunteți cântăreți toți. Gata? Mai sunt? Dar nu unde unde. Mi bemol. Auzi, nu vă dați spune, dacă nu știți cântați mai încet, dar cântați. Cântați ce vreți voi. O, Doamne, păsări! Voia ta să fie
acum ca ce să vezi. Și pe pământ aveau oameni ca pe sânt, ca să se facă voia ta, să nu mai fie lumea, să fie numai oameni buni, să fie numai rugăciuni, să fie dragoste. Să
casă și ce trebuie. Că știi la viuiește, o doamne ne îndrelește, de gura care crește și face destul. Așa să fie.